trecut și-o luat dreapta. Să ferească. Accidentul de circulație s-a petrecut joi dimineața în jurul orei 7 pe drumul național 7 în localitatea Dâmbovițeană Tărtășești. Cele două mașini rulau pe sensul către Târgoviște. În apropierea unei treceri pentru pieton, șoferul din față ar fi frânat, iar cel care rula în spatele său n-a mai putut evita impactul. Mașinile au intrat în coliziune față-spate pe fondul nerespectării distanței regulamentare în mers. Din impact, două persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijirile medicilor de la ambulanță. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și se fac cercetări în continuare pentru a stabili vinovatul de producerea evenimentului rutier.